în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi sunt la sediul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, locul în care viitorii jurnaliști, viitorii ziariști ar trebui să învețe independența, dreptatea și curajul. Exact așa cum este și invitata mea de astăzi, celebră în România pentru anchetele sale privind plagiatele unor înalți demnitari. Sunt alături de Emilia Șercan. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Am să spun în felul următor, anchetele sale vin de mulți ani încoace, ele i-au arătat așa cum sunt pe mulți dintre demnitarii statului român și în ultima vreme, mulți oameni au și pus la îndoială următorul lucru. Ce o să vorbim și zic, domnule, cum să-i ataci într-o situație atât de critică pe acești oameni? Dar eu cred că la război se refereau. Dar eu cred că România e mai puternică atunci când vorbim despre faptele aleșilor noștri, despre faptele demnitarilor și că e mai puternică atunci când știm adevărul. E important să aveți ocazia să vorbiți cu Emilia Șercan, cred. E important să-i ascultați gândurile și ideile și întâmplările prin care trece. Ieri instanța de judecată ar fi trebuit să dea o sentință în dosarul sau primul său dosar de amenințare. Nu s-a întâmplat chestiunea asta pentru că s-a amânat, înțeleg, Emilia Șercan. S-a amânat pentru data de 9 iunie, ceea ce e un termen scurt, aș spune eu, pentru Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta înseamnă că în 2 săptămâni ar trebui să știm decizia dacă nu va exista o nouă amânare. Să rememorăm un pic faptele. E vorba de dosarul în care șefii Academiei de Poliție au pus la cale o amenințare la adresa ta. În primă instanță, 3 ani cu suspendare? 3 ani cu suspendare și o serie de drepturi care le-au fost luate. Dreptul de a mai fi profesori, dreptul de a mai fi polițiști, au mai primit și 180 de ore de muncă în folosul comunității și au primit și obligația de a plăti o serie de despăgubiri de natură morală până la urmă. Pentru că tu știi lucrurile astea, 3 ani cu suspendare e o condamnare tipică în cazul amenințărilor? N-aș putea să spun că știu, pentru că dacă ne gândim bine și ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în trecut, în acești 32 de ani de libertate, eu nu știu un alt dosar, sau în fine, probabil că mai sunt alte dosare în care jurnaliști să fi fost amenințați. Posibil să mai fie prin presa locală, însă ce vreau să spun este că povestea mea până la urmă se individualizează cumva, pentru că știu că mai este un caz al jurnalistului Dragoș Boța de la Timișoara, care a fost amenințat de interlopi. Pe mine m-au amenințat oficiali ai statului român. Un chestor de poliție este gradul cel mai înalt în poliție, cum este similar celui de general în armată. Celălalt este comisar șef, iarăși un grad, al 2-lea grad în ierarhie, de sus în jos, ambii având funcții importante, fiind rectorul și prorectorul Academiei de Poliție, instituția care practic formează viitorii ofițeri de poliție. Adică asta este complet neașteptat și ne la locul lui, ca amenințările să vină de acolo. Este complet este surprinzător, e halucinant, da. Așa este. Iar dincolo de, ca să-ți răspund totuși punctual la întrebare, eu cred că 3 ani de zile cu suspendare poate să poate să încurajeze pe alți oameni să amenințe poate și mai rău un jurnalist, pentru că ce ți se poate întâmpla atât de grav? 3 ani cu suspendare nu e mare lucru. Eu cred că această sentință, în acest caz, ar trebui să fie și o sentință care să aibă un caracter. Până la urmă, justiția are un caracter preventiv, nu? Și cred că această sentință ar trebui să ia în calcul inclusiv acest lucru să-i descurajeze, să aibă de fapt un caracter descurajator, să nu-i mai, să nu le mai treacă prin cap altor oameni să amenințe jurnaliști. În al doilea dosar al tău, în a doua amenințare la adresa ta, care-i stadiul dosarului? Rememorez, pentru cine nu știe, ți-au fost sustrase fotografii personale de pe un dispozitiv, ți-au fost trimise, după care publicate pe diverse site-uri. Există o suspiciune puternică că ele au plecat chiar din sediul poliției sau că cineva din poliție le-a trimis, pentru că tu ai făcut plângere când fotografiile ți-au fost furate. Care este stadiul acestui dosar? Îți spun cu o revoltă și cu o indignare nemăsurate că autoritățile statului, parchetul, încearcă să îngroape ancheta în acest dosar, cel puțin în dosarul scurgerii, pentru că eu am acum, sunt 3 dosare distincte, cu 3 spețe diferite, care sunt în ancheta procurorilor. Primul dosar este cel al unei noi amenințări pe care am primit-o a doua zi după ce am scris despre teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă. Un alt dosar este cel al sustragerii fotografiilor mele din dispozitivele mele electronice și încărcarea lor pe o serie de site-uri cu conținut pentru adulți, ceea ce înseamnă violarea vieții private, furt, acces ilegal la un sistem electronic și violarea vieții private. Și există cel de-al 3-lea dosar, care este la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, cel referitor la scurgerea probei pe care eu am dat-o unei polițiste în presă, la 40 de minute după ce eu am plecat din secția de poliție, cu evidenta intenție de a fi compromis acel screenshot care era practic proba pe care doar eu o dețineam, și acea doamnă polițist a fost scursă pe un site din Republica Moldova, în afara țării, într-o altă jurisdicție, în afara Uniunii Europene. Și vreau să spun că în acest dosar, de fapt, se bate pasul pe loc. Nu s-au făcut o serie de lucruri, dar în niciun caz nu s-a făcut, din punctul meu de vedere, ceea ce trebuia, lucru care mă face să spun că vorbim despre o tergiversare, cel puțin, a anchetei. Ție, când ți-au fost sustrase, fotografiile, când ți s-a atras atenția de către binevoitor, să zic așa, există aceste fotografii cu tine, a existat o amenințare explicită sau ce ți s-a spus? Doar ți-o... Nu, e o persoană... Nu, persoana respectivă care mi-a trimis fotografiile este, cel puțin, eu cred că este o persoană, de fapt, care nu are, nu e persoana care mi-a furat fotografiile, ci pur și simplu le-a găsit pe un site pentru adulți și s-a gândit să mi le trimită, să-mi spună: bună, uite ce am găsit cu tine. Crezi că acest lucru teribil care ți se întâmplă, această violare a vieții personale, este în legătură cu această ultimă dezvăluire a ta legată de plagiatul premierului Ciucă? Cu siguranță are legătură și cu acest lucru, dar are legătură și cu faptul că eu de 7 ani de zile scriu despre plagiatele unor persoane importante care dețin tot felul de funcții sau au deținut tot felul de funcții la anumite momente în această țară. Mai are legătură cu faptul că în acești ani eu am scris despre plagiatele unor șefi din Poliția Română și din Ministerul de Interne. Mai are legătură cu faptul că am scris despre plagiatele în generalizate și despre impostura generalizată de la Academia de Poliție, unde majoritatea ofițerilor din Poliția Română și-au făcut studiile. Practic, ei sunt legați afectiv, emoțional, nu știu, sentimental de acel loc, de acea instituție. Acea instituție care a fost, în fine, acea instituție, școlile doctorale, cele 2 școli doctorale ale Academiei de Poliție au fost în primă fază, li s-a ridicat acreditarea în 2019, cred că, nu, 2020, iar anul trecut, în 2021, ele au fost desființate cu totul. Practic, și asta este o consecință categorică, directă a materialelor pe care le-am scris eu. Deci, în niciun caz nu putem să vorbim că au stat ei și s-au gândit, hai să le desfințăm. Nu, e o consecință. Eu cred că are legătură, pe de-o parte, și cu cazul Ciucă, dar și cu multele investigații făcute despre ceea ce s-a întâmplat la Academia de Poliție, dar și în Ministerul de Interne și în Poliția Română. O să vă dau telefonul acum ca să continui înscrierile și trecem la discuție. 0372069599. Credeți că impostura academică și administrativă pot fi oprite în România? Pot autoritățile române să dea un răspuns la acuzațiile împotriva premierului Ciucă? Și cum îi apărăm pe cei precum Emilia Șercan care fac aceste dezvăluiri? Vreau să vă spun și un lucru, care a fost motivul pentru care am ales acest loc în care suntem acum. Ne puteți vedea pe Facebook, suntem la Facultatea de Jurnalism din București. În urmă cu o săptămână, două, aici în București a venit unul dintre marii jurnaliști ai lumii. Se numește Walter Robinson, este fostul conducător al secției de investigații de la ziarul Boston Globe. În activitatea sa, în urmă cu 20 de ani, acest jurnalist și echipa sa au demonstrat cu subiect și predicat abuzurile comise de preoții catolici asupra abuzurilor sexuale ale preoților catolici comise asupra multor copii din lume, aș îndrăzni să spun. Walter Robinson a primit premiul Pulitzer, cea mai mare distinție de presă existentă pe planeta asta. Este celebru, este cunoscut, este o personalitate uriașă în această lume. El a venit la o ceremonie superscrieri în care a spus următoarele lucruri. Cea mai mare temere a unui jurnalist american de talia mea sau altora din America este să nu întârziem seara la cină. De aceea, eu mă înclin în fața unor jurnaliști precum Emilia Șercan, care lucrează într-un mediu toxic și cu mult mai multe amenințări decât noi în Statele Unite am trecut vreodată prin viața noastră. Această reverență uriașă din partea unuia dintre marii jurnaliști ai lumii trebuie adusă în această clădire, unde Emilia pregătește o nouă generație de jurnaliști, o nouă generație de oameni care trebuie să ducă independența asta și dreptatea mai departe și să caute adevărul în diversele sale forme. Ăsta e motivul pentru care ne întâlnim astăzi aici. Emilia, dacă ești de acord, pornim discuția cu ascultătorii noștri. Da. Sunt curios și eu de ce vor spune. 0372069599. Mulțumesc pentru răbdare. Știți că la discuțiile astea în trei timpii de așteptare sunt ceva mai lungi și de asta vă invit să aveți un picuț de răbdare. Gelu, cred că este primul la noi pe linie. Salutare! Bună, Cătălin, și să rămâinile, doamna Șercan. Îmi pare rău pentru ce pățiți, însă, nu știu, poate ca să vă fac o mică descriere cum cred eu sistemul că funcționează în acest moment. Dacă justiția ar opera, dacă un chirurg, de pildă, ar opera după legile din justiție, toți pacienții ar muri. Ce pățiți la dumneavoastră, în cazul dumneavoastră, mi se pare, nu știu, este reflexia sistemului în care noi trăim. Închipuiți-vă, de pildă, o doamnă judecător, având soțul polițist la Academia de Poliție, fiica fiind notar public și ginerele fiind procuror. Și de aici extindem toată familia fericită. Nu știu, părerea mea este că atâta timp cât nu se va pune sistemul legislativ la punct pe principiile pe care a fost construit, nu avem acțiune. Pentru că Gelu, o rugăminte. Este în sistem legislativ la da? O rugăminte. Așează-te într-un loc lângă fereastră sau schimbă poziția telefonului. Știi tu sfaturile alea care sperăm noi să ne ajute în situația asta? E o legătură nu tocmai cea mai bună. Încerc. Am mutat din alt loc, sper să mă auzi mai bine acum. Te ascultăm. Mă auzi mai bine acum, da? Da. Ok, deci dacă acest... Și mi-ai pus o întrebare dacă această administrația locală se schimba. Părerea mea este că ce au nevoie cei din Academie... Da, din păcate legătura asta nu prea merge. Hai să încercăm să refacem, Marcela, dacă se poate. Dar am să iau eu o idee de la Gelu. Aș vrea și eu să iau o idee de la Gelu. Te rog, atunci începe tu. punea gelul despre faptul că e greu să vedem lucruri care se schimbă în această țară dacă nu avem un sistem de justiție funcțional. Și eu cred foarte tare lucrul acesta. Eu cred că sistemul, o democrație trebuie să se bazeze foarte mult pe modul în care funcționează justiția. Acum, ne gândim că mulți dintre cei care în momentul acesta sunt în sistemul de justiție, magistrați, nu? Procurori, judecători, au trecut și ei prin Academia de Poliție. Există legături, pentru că școala aceasta a făcut, avea o facultate de drept, mulți dintre cei care au terminat facultatea de drept s-au îndreptat mai apoi către sistemul de justiție. Eu cred că da, ce trebuie să facem acum, pe lângă ceea ce spunea și Gelu despre coerența sistemului legislativ, cred că avem nevoie și de... Asta e un pic. Hai să vorbim... Să simțim mai multă dreptate. Uite, explică-le oamenilor ce se întâmplă acum cu teza domnului premier Ciucă. Păi... Ea e în justiție în momentul ăsta, da? De unde aștepți tu dreptate, Emilia Șercan? Da. În justiție, un dosar se află la parchet și un altul se află la Curtea de Apel București. Ce fac dosarele astea? Păi blochează analiza tezei de doctorat a domnului Nicolae Ciucă, premierul României, dar vreau să mai spun un lucru. Dincolo de aceste dosare și dacă avem, o să avem timp, pot să și explic în ce mod sunt blocate aceste două dosare. Între timp, politicul nu stă degeaba. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu, tocmai la 70.000 de mâini și lucrează la o nouă teză, la o nouă lege a educației, unde informațiile mele arată că ceea ce s-a încercat în ultimii 10 ani, și anume desființarea CNADCU și plasarea deciziilor, evaluărilor de tezelor de doctorat cu suspiciune de plagiat și a deciziilor de plagiat sau de păstrarea titlului de doctor să fie plasate la universități. Ce crezi că ar face în această situație, într-o asemenea situație, Academia de Poliție, dacă ar mai avea acele școli doctorale funcționale? Răspunsul e ușor de bănuit. Hai că s-a întors gelul, să vedem dacă suntem mai norocoși acum. Da, din păcate a fost greșeala, a fost conexiunea proastă la mine. Deci, stimată doamnă, se întâmplă în cazul dumneavoastră, dar imaginați-vă că se întâmplă în cazul altor oameni care nu au acces la informațiile pe care le aveți dumneavoastră, oameni simpli, onești. Pentru că sistemul nostru de justiție nu este pentru protecția oamenilor onești, ci pentru protecția infractorilor, să zicem, a contravenienților, a celor care nu respectă legea. Alo, mă auziți? Da. Alo? Te ascultăm, te ascultăm. Deci, întâmplător, ăsta este sistemul nostru de justiție și la dumneavoastră este inadmisibil să apară sau să dispară sau să se scurgă probe din dosarul dumneavoastră înainte de a fi văzute de către un judecător, din ceea ce cunosc eu. Dar toată clasa politică asta face. Își protejează clientela. Legile sunt făcute de ei. Și vă întreb pe dumneavoastră, cum este opozabilă o lege făcută de un condamnat penal, de pildă, în fața dumneavoastră unui om onest și cinstit? Vă zic că sunt opozabile aceste legi? Până la urmă, știți cum e, ne plac, nu ne plac, noi trebuie să respectăm legile. Ce vreau să spun este că... L-am înțeles, da? Eu vreau să spun următorul lucru. Am simțit foarte mult în acest dosar. Dacă eu eram o persoană fără, nu știu, probabil am o oarecare notorietate, nu? Dacă aș fi fost pur și simplu un om obișnuit, așa cum ați spus dumneavoastră, nu știu ce s-ar fi întâmplat în această poveste. Eu am avut suportul și sprijinul multor organizații media internaționale care le-au scris autorităților din România. Am avut sprijinul breslei jurnaliștilor din România. Eu însă am trimis o scrisoare președintelui, premierului, ministrului de interne, procurorului general și șefului poliției române, în care le-am atras atenția că nu este în regulă. Am putut să fac, am scris public și îmi dau seama că pe mine m-a ajutat în această poveste, dar nu foarte mult, pentru că, repet, ancheta nu înaintează, ba din contră, senzația mea este că este tergiversată. Tocmai probabil pentru că sunt persoane implicate suspuse, persoane cu funcții înalte și persoane cu influență politică, care trebuie să fie protejate de statul român. Și pe Emilia Șercan o lăsăm noi acolo, chiar dacă are ea gura mare și vorbește... Pe dumneavoastră. Dar nu numai pe dumneavoastră, sigur, doamnă. Deci de asta v-am pus o întrebare simplă pe care se întâmplă. Noi ne pretindem că mergem spre... Ne pretindem a fi o țară democratică. Dar în România există, de pildă, în sistemul nostru juridic, o frază foarte simplă, că legea se aplică în litera și spiritul ei. Dar oare ce spirit emană o lege făcută, concepută și votată de către condamnat, unde un condamnat penal? Vă mai este ea opozabilă în spiritul acelei legi? Adică, nu știu, avem niște principii la baza sistemului care sunt scoase de către clasa politică, dar care ulterior toate lucrurile devin valabile. Ei, dacă se pun acele principii de bază fundamentală, lucrurile nu mai stau așa cum, nu mai suntem în poziția în care sunteți dumneavoastră acum. Deci o lege, după părerea mea, nu are voie să fie votată de către un condamnat penal. Adică ajungem la fără penal în funcții publice. Mulțumesc tare mult, Gelu. Inițiativa asta, sigur, a avut o expunere foarte mare, dar nu prea s-a ales. Fără efecte concrete. Fără efecte concrete. Bogdan, salutare, sper că mai ești acolo. V-am spus, timpii de așteptare sunt ceva mai lungi când vorbim între ei. Scăpăm de impostură, poți să vorbești cu Emilia Șercan astăzi. Bună ziua tuturor, sărut mâna doamna Emilia, cu încântarea și cu tot respectul de care e capabil un absolvent de jurnalistică care nu a profesat niciodată, tocmai pentru că am simțit încă de atunci, și vorbesc de 25 de ani în urmă, că ce se întâmplă astăzi era valabil și atunci, doar că nu era mediatizat. Ce m-a șocat pe mine în povestea dosarelor privitoare la plagiatele politicienilor și la urmările abominabile după mine în toate istoriile astea, au fost așa. 1. Acea scăpare, acea sifonare a unor documente de orice natură, foto sau orice altceva din dispozitivele doamnei Șercan, care au fost sifonări care au fost făcute, culmea, de către o femeie, mi s-a părut una dintre chestiile uluitoare. Deci nici măcar nu a funcționat o minimă empatie a unei ființe de sex feminin, care s-ar prezuma că are altă sensibilitate. Vedeți, aici e o prezumție. Da. E chiar o prezumție, pentru că așa se leagă povestea, dar în realitate nu știm cum s-a petrecut. De asta eu aici, ca moderator, trebuie să vă atrag un pic atenția că acuzația e la limită. Adică sigur că există o bănuială. Eu n-am acuzat-o direct pe doamna respectivă, pentru că ea s-a ocupat de dosar și chiar n-am acuzat-o direct și nu acuz direct. Dar... Fără discuție, însă dați-mi voie, dumneavoastră, din poziția pe care o aveți și Cătălin și dumneavoastră, nu puteți și într-adevăr aveți constrângerile de rigoare. Însă personal, trecând printr-o poveste similară cu ceva mai mare gravitate, adică am ajuns dintr-o poveste similară să fiu acționat în judecată, culmea chiar de către făptuitorul faptei pentru presupusei lezări de imagine, chiar îmi permit, am asumarea a ceea ce spun, dar ca să nu duc discuția către aspecte irelevante în cazul de față. Bun, atunci să trecem la al doilea lucru care mă interesa pe mine. Doamna Șercan, în clipa în care există suspiciunea de orice natură de o faptă cel puțin ilegală, dacă nu care duce către criminalitate, efectuată de către un angajat al MEAI, automat s-ar prezuma că ar urma o anchetă a serviciilor specializate de protecție internă ale Ministerului de Interne. Aveți cumva vreo reclamație sau vreo informație că DGA-ul, de exemplu, ar fi dispus o anchetă în privința acelor scurgeri de informații? Nu știu lucrul acesta, însă eu m-aș fi așteptat ca o anchetă internă făcută de Direcția de Control Intern, acel Internal Affairs, ne uităm la firme și vedem când un polițist în străinătate face vreo chestie prezumată a fi ilegală, intervine imediat această Direcție de Control Intern care preia și face ancheta. Ei, mie ministrul de interne și șeful poliției române mi-au spus amândoi că vor solicita o anchetă internă în această poveste să vadă ce s-a întâmplat, cum a fost posibilă scurgerea. Respectiva anchetă internă promisă de cei doi oficiali ai statului român nu a avut loc niciodată. Nu s-a petrecut o asemenea, nu a avut loc. Nu știu dacă o anchetă internă care are, știu eu, poate un rol administrativ-disciplinar nu a fost realizată. O anchetă a Serviciului de Informații al Ministerului de Interne, mă îndoiesc că nu și-o dorește nimeni. Și acel serviciu de informații are și el o subordonare, nu este independent, are o subordonare instituțională, politică până la urmă, că de la instituțional trecem la politic, și mă îndoiesc că cineva a dat vreo undă verde ca ancheta să fie făcută, o asemenea anchetă sau, în fine, culegeri de informații pentru a ajuta ancheta penală să fie făcută. Da, cu sinceritate, întrebarea mea era oarecum superfluă, pentru că ar fi fost logic dacă ar fi existat o asemenea anchetă a structurii specializate din MAI. Prima persoană contactată ar fi trebuit să fiți dumneavoastră pentru a se stabili traseul urmat de acele informații. Pe mine nu m-a întrebat nimeni. Bun, am dat o declarație în care am explicat unde aveam fotografiile cu pricina, dar nu m-a căutat nimeni de la niciun serviciu. Din punctul meu de vedere, serviciul de informații, adică nu m-a căutat absolut nimeni, nu m-a întrebat nimeni. Eu am dat în declarație, am explicat unde aveam pozele stocate, cum le aveam stocate și așa mai departe. Și da, eu sper din tot sufletul ca măcar acea anchetă care vizează furtul fotografiilor și încărcarea pe site-uri fără adulți, pentru adulți să fie, da, măcar acea anchetă să poată să fie finalizată. Pentru mine este indiscutabil, cu toată părerea de rău, că tot feeling-ul meu referitor la situația generală, mai mult decât infectă în care se află și sistemul judiciar și sistemul de ordine publică, este de un tragism care depășește limita de înțelegere a unui om normal. Problema este că, urmărind paginile de comunicare ale Ministerului de Interne și ale diferitelor structuri, am și câțiva prieteni pe care chiar îi consider oameni și de o probitate indiscutabilă în cadrul Ministerului de Interne, observ reacția vastii generală a populației la orice comunicat de orice natură ar veni, și din partea Ministerului de Interne și din partea poliției. Ai dreptate. Da, îți mulțumesc tare mult, Bogdan. Ai dreptate, pentru că atunci când este un caz de profil mare, cum este al Emiliei Șercan, iată, adevărul nu e descoperit așa cu ușurință. Se blochează undeva. Ori avea o presă de calitate, independentă, sau numiți-o cum vreți voi, dar care să vorbească pe multiple voci și să arate multiple fapte din societatea românească, este vital. Dacă cineva crede că aici se va face liniște și o să fie așa ca în Rusia, unde toată lumea o să aibă o voce unitară, e bine, asta nu se va întâmpla. Și nici măcar nu e bine să se întâmple. Adrian. Dar, știi, vreau să spun, până îl preluăm pe următorul ascultător, vreau să spun că nici Rusia n-a devenit Rusia peste noapte. Sigur că da. Nu? Adică s-au întâmplat și acolo niște lucruri. Și da, lucruri, jurnaliștii au fost ținte predilecte. Au fost lucruri predilecte și Rusia a avut câțiva ani de zile în care presa, nu neapărat liberă, dar deținută de diverse entități capitaliste, chiar de oligarhi, a putut să vorbească foarte mult și destul de liber. Adriana, salutare, bine ai venit la România în Direct. Emilia Șercan este invitata noastră. Da, o emisiune din ce în ce mai interesantă. mai ales de când aveți aniversarea de 22 de ani și ați început să faceți emisiuni dintre astea care să ne țină lipiți de radio. Ce pot să spun? Interlocutorul dinaintea mea a avut multă dreptate în multe privințe. Din punctul meu de vedere, nici nu o să fie vreodată vreo anchetă internă, cum zicea doamna mai înainte, pentru că probabil s-au dat ordine interne. Mă, băieți, aveți grijă, nu mai faceți scurgeri de informații. Ce, Doamne iartă, mă, s-a întâmplat? S-a întâmplat, cu siguranță s-a întâmplat ceva în interior, sunt convinsă de asta. S-a dat o dispoziție generală, fiecare urmărește pe fiecare și se va avea grijă să nu se mai scape nimic, nicio informație din interior. Dar scăpări de astea vor mai fi, cu siguranță. Eu cred că nu au permis respectiva anchetă internă pentru că le era frică de rezultat. Și probabil tot din același motiv văd că nu există, cum spuneam, eu cred că e și o tergiversare la parchet, acolo unde se află dosarul și unde, repet, după ce am consultat dosarul, am constatat că sunt lucruri care trebuiau făcute cu maximă urgență și care nu au fost făcute. Nu, doamnă, și nici nu știu să facă vreodată, pentru că pentru ei acestea nu sunt urgențe. Urgențele lor sunt cu totul și cu totul altele. Și atunci, astea sunt niște evenimente din categoria pâine și circ. Lasă-i, mă, să se certe ei acolo. Noi ne vedem de ale noastre. Ce, facem anchetă internă acum de asta? Hai, mă, că avem alte treburi mai importante. Pe cuvânt. Și stăm noi acum să ne batem capul cu plagiate și cu dintre-astea. Sunt o grămadă de copii care, tocmai citeam un material pe internet, o grămadă de copii care și-au titularizarea cu 10 și care sunt suplinitori. Felicitări, ai luat titularizarea cu 10. Bravo, vei deveni suplinitor. Sau multe, multe alte chestii de genul ăsta în care se vede cu ochiul liber. Învățământul se dorește a fi, cum să zic, la nivelul cel mai de jos, tocmai ca să ne poată subordona și subjuga cât mai ușor. Și atunci veniți dumneavoastră care vă asumați o meserie, din punctul meu de vedere, destul de periculoasă, pentru că, bine, norocul dumneavoastră și norocul nostru că încă nu este atât de periculoasă încât să vă amenințe viața la propriu. Sunt convinsă că ați fost amenințată și vi s-au pus în vedere anumite lucruri. Nu vreau să-mi imaginez prin ce ați trecut sau care au fost circumstanțele la momentul respectiv, dar, Doamne ferește, să se ajungă să fie împușcați pe stradă sau omorâți, cine știe în ce fel, jurnaliștii care își asumă o anumită, cum să zic, o anumită conduită și care își doresc, Adriana, foarte mult să arate adevărul. Întreabă direct pe Emilia Șercan. Îți este frică, Emilia Șercan? Dacă și-a asumat această meserie, cu siguranță nu. Este palpitant. Lăsați-o să răspundă. Vă rog. Multă lume mi-a spus de-a lungul acestor ani că am curaj. Pentru că nu cred că antonimul fricii este curajul. Multă lume mi-a spus că am curaj. Eu am spus că, de multe ori, bine, în glumă, în serios, am spus nu știu cât e curaj și nu știu cât este inconștiență. Nu pot să am așa, cum să spun eu, o frică sau să nu-mi fie frică, să am un curaj fără limite, pentru că cred că atunci n-ar mai funcționa filtrele mele, barierele, cele care ne ajută să ne protejăm, autoprotecția și așa mai departe. Da, am avut momentele mele în care am avut ezitări, care cu siguranță veneau dintr-o reținere. Reținerea respectivă, probabil că undeva, dacă aș fi stat să analizez mai bine, probabil că era legată de un sentiment de teamă. Și nu pot să spun că nu... că sunt neînfricată total. Nu, am momentele mele de reținere, că mă gândesc la unele lucruri, dar ceea ce pot să spun cu siguranță, când mi s-a atras atenția în unele situații prietenește, în altele situații un pic mai, știu eu, să mă potolesc. Apăsat. Da, mai apăsat, exact, să mă potolesc. Atunci am spus așa: dom'le, nu am niciun motiv care m-ar putea determina să-mi fie frică, motiv care să țină cumva de mine, nu știu, am ceva de ascuns și aș, din pricina respectivă ar trebui să-mi fie frică pentru că n-aș vrea să se afle lucruri respectiv. Nu am lucruri de care să mă tem, lucruri personale de care eu să mă tem. Și atunci dacă nu am lucruri de care să mă tem, pot să fac meseria asta. Dar da, nu înseamnă că nu iau în calcul anumite, știu eu, lucruri. Adică violență? Știți ce aș vrea să vă mai întreb? Da. Dacă ați putea, ați continua mai departe să mergeți în așa fel încât să iasă adevărul la iveală, adică adevărul a ieșit, dar chiar să fie pedepsit sau chiar să fie pus la punct sau să fie reglementat cumva. Da, domnule, uite, cu tare persoana a greșit. Hai să găsim o variantă să fie îndreptată greșeala respectivă. Nu să o ducem mai departe, să mergem în continuare, pentru că da, dumneavoastră v-ați făcut meseria de jurnalist, ați demonstrat că s-a greșit în cutare loc, dar nu se ia o măsură coercitivă, de corectare efectivă a situației respective. Credeți că ați putea ajunge dumneavoastră ca jurnalist să îndreptați lucrul ăsta și să puneți punctul pe ei să se rezolve problema? Pentru că așa mie mi se pare că jurnalismul în România a ajuns la stadiul de discutăm discuții. Da. E foarte bună întrebarea, Adriana, chiar foarte bună. Pot să spun că într-o oarecare măsură în acești ani de zile eu m-am comportat ca un fel de gardian care a apărat exact această chestiune. Modalitatea în care se poate aplica ceea ce prevede în acest moment legislația, adică persoanele care au plagiat să fie sancționate. Au fost nenumărate încercări de amnistierea plagiatului, de desființarea CNADCU, schimbări legislative cu privire la modalitatea de funcționare, de metodologia de retragere a titlului de doctor și așa mai departe. Am scris de fiecare dată când am simțit că este un pericol de tipul acesta, am expus public, am făcut interviuri, am scris materiale, am scris opinie pe Facebook. Și da, până acum am reușit, cel puțin până acum am reușit să împiedic în multe situații modificări legislative brutale. Da. Dar în privința persoanelor, generalul Oprea nu mai este în spațiul public, mă rog, cu funcție politică, dar procurorul Licu este judecător al Curții Constituționale. Da, dar eu mă refeream la faptul că lăsat sistemul să... Adică sistemul n-a fost afectat și a putut să funcționeze. Ce se întâmplă într-adevăr în cazul lui Bogdan Licu e o chestiune specială. E o ordonanță de urgență dată de Victor Ponta în 2014, de fapt de guvernul Victor Ponta, dar mai exact de ministrul educației Sorin Câmpeanu, pe care îl regăsim ministrul al educației și în guvernul, în fine, Ciucă, Câțu și ulterior Ciucă, deci după 5 ani de zile revine în minister și domnul Sorin Câmpeanu inițiază acea ordonanță prin care se poate renunța la titlul de doctor. Ea este practic lăsată în mod conștient de legiuitori, de parlamentari acolo, deși au fost încercări venite din partea unor, în fine, formațiuni politice, nu le numim, pur și simplu pentru a elimina din lege respectiva prevedere introdusă de Sorin Câmpeanu în 2014 și nu majoritatea PNL-PSD a lăsat frumos să meargă mai departe. Dacă ești de acord, prelungim cu 10 minute această emisiune pentru că sună foarte multă lume și îl avem pe Robert pe fir înainte de publicitate. Robert, te ascultăm, dar rămânem în discuție și după publicitate. Salutare! Bună ziua! Sunt din Târgu Jiu. Vreau să vă spun că în momentele astea trec prin ce a trecut doamna Șercan, tot pe și inițiative civice. În ce sens? De curând am invitat o asociație, vă spun pe scurt, o asociație civic, având în vedere că la nivelul orașului am sesizat foarte multe de județul Igor, foarte multe probleme. grupuri infracționale, între ghilimele, cred că pot fi demonstrate ușor de către parchet. Am început să postăm pe Facebook și nenumărate cereri către primării, către consilii, făcute de pe mail-ul și din poștă. Am început să postăm pe Facebook articole, deci nu am jignit, nu am ieșit să acuzăm pe cineva. Ne-a fost închis Facebook-ul săptămâna aceasta. Nu știm cum Facebook-ul refuză să ne răspundă. Iar aseară, mi-e greu să vorbesc, tatăl meu a venit să spună că a fost amenințat de către o anumită persoană. Că să te potolești, bănuiesc. Nu că o să mă potolești, că o să mi se întâmplă un accident de mașină sau o să tot felul de mizerii. Exact acestea spun. Ne luptăm cu... Noi suntem liberi, profesioniști, suntem mai multe persoane, suntem câțiva în față, iar suntem ajutați de multe alte persoane în Târgu Jiu. Problema lor a fost că ajunsesem după 2 săptămâni să avem peste 10.000 de vizualizări articole scrise de noi pe Facebook. Și probabil l-a deranjat. Și au trecut la pasul următor. Ce am faci într-o astfel de situație? Tatăl meu are 77 de ani, vreau să spun. Poftiți? Ce faci într-o astfel de situație? Nu știu ce să fac. Să merg înainte. Da. Problema e că sunt tată, sunt... E un simptom ăsta. Vorbim imediat, o să te rog să rămâi pe fir, suntem alături de Emilia Șercan. Luăm publicitate acum și să vorbim despre acest simptom al pusului pumnului în gură, nu? Așa se cheamă. Dacă cineva are curaj, trebuie să fie făcut să tacă. Publicitatea România în Direct continuă imediat alături de Emilia Șercan. Ce se întâmplă? România în Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Am prelungit această ediție de România în direct cu Emilia Șercan, aici la Facultatea de Jurnalism din București. Mulțumim pentru găzduire oamenilor de aici. Robert era pe fir și ne spune așa că în România, dacă ai curaj, ți se pune pumnul în gură cu ușurință. Robert, ești în continuare cu noi? Sperăm că... Da, o spuneam, sunt multe probleme, știți foarte bine, la nivel național, nu numai local, la noi, sunt destul de multe probleme care, în opinia mea, nu pot fi rezolvate decât de ordin civic. Spune-mi un lucru. Spune-mi un lucru, Robert. Ce faci mai departe? Ai fost amenințat, părinții tăi au fost amenințați, ce faci mai departe? Cum? Continui să scrii? Îți vezi de treaba ta? Nu. Mergem mai departe, suntem mai mulți implicați. Asta e. Vedem ce se întâmplă. Sperăm să nu se întâmple cel mai rău, mai ales pentru o familie, mă refer. Eu mi-am asumat în momentul în care ne-am băgat, de fapt, nu v-am spus mai mult în chestiunea asta, ne-am asumat că o să fie tot felul de mizerii, tot felul de amenințări, dar este greu în momentul în care ajungi aici. Eu cred că e foarte important și ce face Robert și, în fine, situațiile în care sunt eu în ultimii ani. Faptul că nu ne lăsăm intimidați și, așa cum spune și Robert, continuăm, pentru că eu cred că puterea exemplului e foarte importantă și până la urmă lucrurile se schimbă, că nu au cum să nu se schimbe la un moment dat. Poate nu se schimbă acum, poate nu se vor schimba nici în următorii 5 ani. Dar eu cred că genul acesta de acțiuni, în fine, acțiunile mele, sau în fine, materialele mele jurnalistice, acțiunile unei părți a societății civile, și așa mai departe. Cred că contează foarte mult pentru societatea în ansamblul ei, pentru că, practic, astfel de lucruri fac, nu știu, împing până la urmă și societatea, și oamenii, și fac lucrurile să meargă, să... Fac diferența. Fac diferența și poate ne dau și speranța aceea de care avem nevoie. Pentru că avem nevoie. Sigur, și poate ți arată și ție, Emilia Șercan, că nu ești singură. Da, absolut. Ai nevoie să continui și sunt convins că sunt și alte, să le zicem, dosare în lucru. Sorin, salutare, ești la România în direct alături de Emilia Șercan. V-am întrebat astăzi dacă e vreo șansă să scăpăm de impostură în administrația publică din România. Și mă refer la aceste plagiate. Salutare, Sorin! Bună ziua! Vreau să o felicit în primul rând pe doamna Șercan pentru curaj, pentru încăpățânarea dumneei. Și răspunzându-ți la întrebare, aș vrea să-ți spun că nu cred că vom scăpa de impostură. Înainte de ultimele alegeri locale am vorbit noi și am zis atunci că România putea bolșevism. Nu știu dacă îți aduce aminte. Și continui să cred același lucru. Pentru că după 30 de ani de când am scăpat de comuniști, noi ne învârtim cam în aceeași mizerie. Doar am căpătat un pic, poate niște oameni mai curajoși care să spună lucrurile, dar nu am căpătat politicieni mai buni, mai onești și mai curajoși. Din păcate. Copiii de atunci care sperau ca astăzi să fie mai bine, au ajuns astăzi politicieni și fac aceleași mizerii pe care le făceau părinților. Și atunci mi-e greu să cred că vom scăpa. Când îți cumperi postul de deputat cu 300-400.000 de euro, ești obligat când ajungi acolo să îndeplinești anumite chestii, să-ți scoți proprii bani, după care să și câștigi ceva. Și atunci nu avem cum scăpa. E cu groază, spun chestia asta. Am intrat și de câțiva ani, chiar înainte de ultimele alegeri locale, un pic în politică, la un nivel foarte mic. Așa. Dar mi-e groază să spun că nu văd o ieșire din povestea asta. Chiar nu o văd. Poate sunt așa, pesimist să zic, dar nu o văd. Speranța e în oamenii ăștia, ca doamna Șercan, care încearcă până la un moment dat, nu știu, să sperăm că nu va veni un mic Putin aici care să înceapă să le închidă gura la toți. Asta va ține, cred că, de noi, de felul în care vom vota și felul în care vom avea vocile noastre, jurnaliști, dar și ale oamenilor obișnuiți, vor căpăta putere și vor putea să facă ceva. Majoritatea celor care merg la vot nu știu nici măcar să scrie numele corect. Și atunci ce așteptări să avem? Știu, dar cred că... marea masă sunt acei analfabeți funcționali și chiar mai rău. Cum facem atunci să-i aducem la urne pe cei care nu votează? Pentru că știm bine, undeva jumătate, cel puțin jumătate la sută din populația țării nu votează. Preferă să nu voteze. Poate acei oameni ar putea face diferența. Eu vă înțeleg amărăciunea, dar să știi... Vă înțeleg amărăciunea, dar după cum mă știți, eu sunt optimist. Sorin, îți mulțumesc și îți doresc spor la treabă. Eu sunt optimist pentru că văd alături de Emilia Șercan oameni dispuși să scrie, să lupte. Sunt o grămadă de români onești și muncitori și numai faptul că în România încă se mai spun lucruri destul de multe, mie mi se pare o dovadă de progres. Ceea ce îmi pare o dovadă de regres este faptul că după 30 de ani de libertate aici, cineva îndrăznește să amenințe un jurnalist cunoscut de o întreagă țară. Lucru care s-a întâmplat rar și foarte rar la noi. Existau alte tipuri de presiuni, dar amenințări directe la adresa unui jurnalist de tipul acesta nu am văzut. Asta s-a înrăutățit major în România. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care am ținut să facem această emisiune. Pentru că atunci când vocile Emiliei Șercan și ale altora o să dispară, atunci să știți că e o problemă. Mai avem un telefon la final. Silviu, cred că e. Salutare, Silviu! Dumneavoastră și doamna Emilia Șercan, eu am să continui în aceeași idee pe care am început-o cu. Am avut oportunitatea noastră de 20 de ani să alerg din țara asta. Deci o țară minunată și sunt oameni extraordinari în ea, iar oamenii ca doamna Șercan sunt diferența. Ce ne lipsește nouă, din ce am înțeles, doamna Șercan profesează și am întrebare, dar nu neapărat să răspunde. Ce le spune elevilor ei de lipsa de acțiune pe care o are statul în situație de genul acesta? Păi, pot să vă răspund. Pot să vă răspund și să știți că lucrul ăsta cumva poate va fi și un răspuns la o întrebare pe care o punea mai devreme, nu mai țin minte, unul dintre ascultătorii care au intrat în direct cu noi, și anume faptul că le spun că trebuie, chiar așa cum arată justiția acum, cu, nu știu, acele semnale că procesul e tergiversat, trebuie să avem în continuare încredere, pentru că nu avem o altă justiție. Pe asta o avem, trebuie totuși să nu ne pierdem încrederea, pentru că nu putem să ne facem noi sisteme paralele de justiție, nu putem să ne facem propria justiție. Dar putem să spunem atunci când lucrurile nu sunt în regulă și exact punctual ce nu este în regulă. Eu am făcut lucrul acesta, l-am făcut public, o să mai scriu public despre subiectul, în fine, acțiunii de compromat, așa cum am numit-o eu. Voi vorbi în continuare cu organizațiile internaționale și voi face tot ce pot, astfel încât să trag un semnal de alarmă către autoritățile statului și să spun că, până la urmă, adevărul trebuie să iasă la suprafață. Și adevărul acela pentru care eu, de exemplu, acum fac tot ce pot ca să scot o parte din adevăr la suprafață. Și asta ar trebui să facă și studenții, să învețe, să lupte și să apere adevărul, dreptul lor de a spune adevărul. Silviu, îți las ție concluzia acestei emisiuni. Ca să aveți succes, trebuie să aduceți lângă dumneavoastră cât mai mulți oameni. Din păcate, noi nu avem o educație a ceea ce înseamnă drepturile și obligațiile pe care le avem. Vin cu două sugestii. Una către Europa FM, ținând cont de faptul că sunt ascultători Europa FM și a emisiunilor dumneavoastră, domnul Cătălin, este ca toate aceste emisiuni interesante pe care le faceți, inclusiv aceasta, să se regăsească într-o carte, într-o idee care să ajungă la guvernanții noștri, care au plagiat, nu au plagiat, dar să ajungă la ei, ca să înțeleagă de fapt care este părerea oamenilor de rând despre ceea ce fac ei acolo și care sunt soluțiile pe care le oferă ascultătorii dumneavoastră, care sunt niște oameni extraordinari. Și cel de-al doilea, trebuie să adunați cât mai mulți oameni, fiecare celor pe care a făcut-o și antevorbitorul meu, cel din Târgu Jiu, va trebui la un moment dat aduse împreună ca să fie o singură voce puternică, pentru că singură voce ca doamnei Șercan nu va reuși să schimbe un sistem care este corupt din păcate. Dar țara, vă repet, ca și concluzie, ținând cont de faptul că știu foarte mulți oameni în țara asta, este o țară minunată pe care merită să o apărăm și merită să apărăm democrația care este pusă în pericol prin gesturi de genul acesta care amenință libera exprimare. Mulțumesc tare mult! Exact despre asta e vorba. Despre liberă exprimare. Continui, Emilia Șercan? Da, evident. Este meseria mea. Nu am de gând să o schimb. Nici nu mai am vârsta necesară să mă apuc acum să fac o reconversie profesională. Da, evident. Și fac pentru că în continuare cred în adevăr, cred în dreptate, cred în, nu știu, în libertatea jurnaliștilor de a spune lucruri și mai cred în faptul că noi avem o responsabilitate foarte mare pentru felul în care arată societatea. Dacă atâta timp cât nu vom fi voci libere și nu vom fi minți deschise, atunci și, nu știu, ființe puternice, așa, emoțional, probabil că nu vom putea face mare lucru și nu vom reuși să aducem noi acolo, să împingem un pic lucrurile. Eu îți spun spor la treabă, asta va aduce multe frisoane multor oameni din administrație, când îi urez spor la treabă Emiliei Șercan. Se știu ei care, că n-au cum să nu se știe. Și voiam să vă mulțumesc și vouă, ascultătorilor de Europa FM, la sfârșitul unei săptămâni pe care ați văzut-o că am dorit o specială. Sunt 22 de ani de Europa FM. La mulți ani și din partea mea, tuturor. Mulțumim. Și întregi echipe. Da, care e mare, ai văzut. E mare, e mare, într-adevăr. Această emisiune, în continuare, această emisiune pe care o faceți voi, rămâne cea mai ascultată din România la această oră și vă mulțumesc. Iar promisiunea mea este că atât timp cât voi putea și voi fi aici, o să aveți ocazia să vorbiți cu personalitățile de prim rang din România, cu politicieni, cu oameni autentici, cu oameni care își fac treaba, cu oameni care vă enervează, să aveți ocazia să le spuneți ceea ce gândiți, pentru că de multe ori gândiți mult mai bine decât noi. Emilia Șercan, mulțumesc tare mult încă o dată. Și eu. Spor la treabă tuturor. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.